șeful Comisiei SRI, după reacția lui Iohannis cu privire la protocoalele SRI, este foarte corect, intră în conformitate cu legea. Consiliul Suprem de Apărare a Berii nu a aprobat, prin hotărâri, încheierea unor protocoale între Serviciul Român de Informații Sublinierei Direcția Națională Anticorupție sau între Serviciul Român de Informații Sublinierei alte entități ale statului sublinierei nu a stabilit, prin prevederile hotărârilor aprobate, atribuții suplimentare în sarcina acestora. Protocoalele au fost încheiate fie la solicitarea Serviciului Român de Informații, fie la solicitarea celorlalte entități implicate, în baza unor prevederi ale legilor sau regulamentelor proprii de organizare sublinierei funcționare, precizează administrația prezidențială. Șeful Comisiei SRI, Claudiu Manda, a spus într-o intervenție telefonică la Antena 3 ce poziția administrației prezidențiale este corect. Comunicatul este foarte corect, intră în conformitate cu legea. Cei care pot decide procedura de declasificare sunt decidenii, respectiv parchetul de pe lângă Înalta Curte SRI. Dacă noi vom solicita acest lucru către SRI, o să discut mentima din pe care o vom avea la comisie. Din punctul meu de vedere, ar trebui solicitat. Oricum, intenționam să facem referire la acest protocol. Punct paranteză închisă în acest moment, nu există acea hotărâre de guvern privind declasificarea. Nu cred că cei de la SRI vor refuza să urmeze procedura de declasificare, a spus Claudiu Manda, la Antena 3.